Luni 27 mai de dimineață, o mulțime de polițiști și procurori s-a adunat la un bloc din Alea Revoluției, alarmați de vecini că dintr-un apartament vin mirosuri pestilențiale, mirosuri amplificate de căldura de afară. Vecinii au crezut că bătrânul care trăia singur în apartament ar fi putut fi decedat. Lucrurile s-au dovedit însă a sta cu totul altfel. La deschiderea apartamentului s-a constatat că în locuință trăia, într-o mizerie greu de imaginat, un bătrân care a adunat în interiorul apartamentului o mulțime de obiecte nefolositoare, transformând locuința într-un focar de infecție. La data de 27 mai, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Roman au fost sesizați despre faptul că, din apartamentul unui bloc situat pe strada Revoluției din Roman, se simte un miros neplăcut și e posibil ca o persoană să fi decedat. În urma verificărilor efectuate de polițiști la fața locului, s-a constatat faptul că aspectele sesizate nu se confirmă. Ce se întâmplă în asemenea cazuri dacă alarma este falsă? Nu pățește nimic cel care a sesizat? În funcție de rezultatul verificărilor, apelantul va fi sancționat conform OUG 34/2008. Bun, dar totuși de ce se simțea acel miros? Din ce am înțeles, domnul avea anumite alimente care erau... Deci deșeuri. Ceea ce ar fi provocat și mirosul neplăcut pe scara de bloc. Și atunci cine trebuie să intervină într-o asemenea situație? Cine e îndreduit? Că s-au mai întâmplat chestii din astea de... să fie un focar de infecție. Cine? Persoanele competente, vă dați seama. Adică? Ceea ce ținut de colegii noștri, noi n-am făcut treabă. Deci poliția, la rândul ei, va seziza garda de mediu sau cine ar putea interveni într-o asemenea situație? Poliția locală, mă gândesc eu, e de competență. Da, sigur. Se pare că bătrânul în cauză suferă de disposofobie, o afecțiune psihică, ce se manifestă prin colectarea obsesivă a unor lucruri de care nu este neapărat nevoie. În etapa următoare, conducerea Asociației de Proprietari trebuie să sesizeze parchetul de pe lângă judecătoria Roman pentru a se putea obține mandat de pătrundere în apartament și pentru salubrizarea acestuia de către municipalitate. Reamintim că acesta nu este singurul caz în Roman în ultimii ani, ci al treilea. În urmă cu câțiva ani, un bărbat de la parterul unui bloc din strada Dobrogeanu Ghere adunase în apartament munți de gunoaie, printre care trăiau șobolani, apoi un caz similar s-a produs și într-un apartament din Alea Revoluției, undeva la parter, aproape identic.